În satul Bistrița din comuna Hinova, bărbații cu respect pentru tradiție s-au întâlnit la crâșma din centru. Pentru cei mai în vârstă au fost necesare doar câteva pahare până la amorțirea simțurilor. La femeie a fost ieri și... Trebuie neapărat băute astăzi 44 de pahare? Nu e necesar, că nu-i mălai. Stăm pe cameră. Câte aveți până acum? Le-ați numărat? O sticlă de suc. În drum spre iubita sa, bărbatul și-a propus să termine sticla și să biruiască cele 44 de pahare. Să vă să merg la Severin, acolo o fetiță și că am și o fata cu se... La o iubită, nu? De original, îmi place. Datina spune că bărbații se bea 44 de pahare cu vin în data de 9 martie. Se spune că licoarea se transformă în timpul anului în sânge și putere de muncă. După datină, parcă 44. Trebuie să bea bărbați. De ce? Așa e datina, eu știu. Astăzi, petrecăreții au adaptat tradiția la plăcere. După posibilități, vinul s-a transformat în coniac, țuică sau bere. Bine. 44 astăzi? Nu, eu beau o jumătate, nu. Mai aveți mult până la cele 44 de pahare? Nu mai am. Dar mai puteți? Da. Beau cât beau. O să-mi beau și... 77, nu mai 44. Din cauza sărăciei însă, petrecăreților de altă dată li s-au golit buzunarele. Oamenii ar da peste cap cele 44 de pahare, dar au portofelul gol. Câte pahare trebuie să bea bărbații astăzi? 44. Dar probabil nu avem niciunul. Că noi nu avem ajutoare sociale, ca și ai comuna asta noastră. Dar de ce trebuie să bea toate cele 44 de pahare? Ce spune tradiția? Păi tradiția spune cât se poate mai puțin, ca să nu mai fim sonii. Dar dacă unii bea mai mult, ai alte situații. Care au bani? Cei care nu pot să bea cele 44 de pahare, e bine ca măcar să guste sau să se stropească cu vin, simbolul sângelui și al puterii de muncă de peste an.